Dragi telespectatori, vă spunem bună seara, bine ați venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Cuvântul care zidește. Și în această duminică seară, a patra din Sfântul și Marele Post, suntem găzduiți aici în studioul Televiziunii Europa Nova din Timișoara, în cadrul acestei emisiuni care deja are o oarecare tradiție, fiind deja de mulți ani dată pe post și preluată și de rețelele, să spunem, de socializare, Facebook, YouTube și așa mai departe, începând din ziua următoare. În această duminică a patra din Sfântul și Marele Post, numită a Sfântului Ioan Scărarul, îl avem invitat pe un profesor, un cadru didactic al facultății noastre de teologie de aici din Timișoara. Este vorba despre domnul conferențiar doctor Daniel Lemeni, căruia îi spunem bine ați venit și mulțumim că ați răspuns invitației noastre. Bine v-am găsit, Doamne ajută, mă bucur să fim în seara aceasta împreună. Și noi ne bucurăm să fim într-un popas duhovnicesc în această duminică a patra apostului. Mai către finalul emisiunii, domnul profesor ne va povesti câte ceva despre materiile pe care le predă în cadrul facultății noastre de teologie. Dânsul este și îndrumător de doctorat și cred eu și zic așa că nu se putea mai potrivit ca în duminica de astăzi să avem invitat dintre părinții și domnii profesori de la facultatea noastră de teologie decât pe domnul profesor Daniel Lemeni, care predă spiritualitate și care ne va vorbi, sunt convins, foarte frumos și convingător despre Sfântul Ioan Scărarul și despre scara pe care acesta a scris-o. Dar mai întâi, cu permisiunea dumneavoastră, haideți să găsim câteva tâlcuiri din Evanghelia de astăzi, de la Evanghelistul Marcu, numită generic vindecarea fiului lunatic. Da, într-adevăr, citind acest episod în care vedem cum Mântuitorul îl vindecă pe acest lunatic, un episod din care cred eu putem desprinde niște semnificații duhovnicești extrem de profunde. Și pentru a înțelege mai bine contextul mai larg al acestui episod, m-aș referi mai întâi la episodul premergător acestei vindecări și aici ar trebui să spunem și să ne aducem aminte că de fapt Hristos împreună cu trei din ucenicii săi coboară de pe muntele Tabor, unde a avut loc acel eveniment al schimbării la față, un eveniment pe care Sfinții Părinți și mai ales Sfântul Grigorie Palama îl interpretează ca fiind nu atât de fapt o schimbare la față a Mântuitorului, cât mai ales o dezvăluire a naturii sale dumnezești, a felului de fapt în care arăta Hristos dintotdeauna. Ori eu cred că între cele două momente există o legătură extrem de adâncă, pentru că schimbarea la față a Mântuitorului de fapt arată felul în care ar trebui să arătăm și noi la un moment dat. Pentru că noi știm că din punct de vedere teologic, și aici nu o să dezvolt foarte mult aceste adâncimi de sens, dar noi suntem creați după chipul lui Hristos. Ori dacă noi suntem creați după chipul lui Hristos, asta înseamnă că în fiecare dintre noi, în natura fiecărui om, există realmente posibilitatea de a se asemăna cu El, de a deveni ca și El. Adică iată cum s-a văzut în acest episod de pe muntele Tabor, luminoși la față. Ori iată că în momentul în care Hristos coboară de pe muntele Tabor, cred eu nu întâmplător Evanghelia ne arată această, ne descrie această întâlnire cu acest tată care avea un băiat, singurul lui băiat de altfel, care suferea de această boală. În versiunile moderne ale Bibliei, acolo termenul lunatic este redat prin catalepsis, adică catalepsie, epilepsie. În text ni se și descrie că demonul îl arunca în foc, în apă, pe jos și așa mai departe.
Însă nu aș insista foarte mult pe această dimensiune, deși ea este implicată de altfel, este vorba despre un om cu anumite afecțiuni psihice. În schimb, aș lega mai degrabă de termenul lunatic care apare la Matei, în capitolul 17, pentru că termenul lunatic, de fapt, se corelează în mod indisolubil cu termenul lună. Iată acest astru al nopții care ne luminează noaptea, dar e foarte important să precizăm că, de fapt, sursa luminii care vine de la lună nu se află în lună propriu-zis, în acest astru, ci mai degrabă în soare care se află în spatele E o lunii. reflexie, practic, a Da, luminii. deci soarele, de fapt, este cel, aflându-se în spatele lunii, este cel care reușește să propage această lumină pe care noi o vedem ca venind de la lună. Ori aici mie mi se pare că putem desprinde câteva semnificații duhovnicești extrem, extrem de adânci, pentru că nu întâmplător textul de la Evanghelia după Matei vorbește despre acest neam necredincios și îndărătnic. Și aici m-aș referi din nou la doi termeni grecești, așa cum de fapt apar în textul grecesc, și anume apistos, adică necredincios sau lipsit de credință, respectiv termenul grecesc diestramene, care vine din verbul diastrefei, care înseamnă a răsuci, a fi răsucit, a fi întors cu 180 de grade. De unde? Dinspre, a zice eu, dinspre Dumnezeu, dinspre Tabor, dacă vreți, înspre lumea aceasta. Eu cred că se poate face această corelație între ceea ce spune textul Evangheliei din această duminică, în care, iată, ni se spune despre acest lunatic că pătimește. Ori aici putem desprinde imediat semnificațiile termenului de pătimire. Pătimire, a pătimi înseamnă a suferi. Dar termenul acesta are de-a face și cu termenul patimă. Patima, noi știm foarte bine, este de fapt o disfuncționalitate a naturii noastre, atât trupești cât și sufletești. Și când spun disfuncționalitate, mă refer la această deviere pe care termenul grecesc diastrefei îl evocă. E un alt fel de a spune că omul, în loc să fie orientat în mod integral atât cu trupul cât și cu sufletul înspre Dumnezeu, iată, el este răsucit, el este ațintit cu privirea în jos. Ori aici avem de a face cu o disfuncționalitate, repet, la un nivel foarte, foarte adânc. Termenul patimă, de altfel, să știți, dacă e să mergem mai departe cu afirmația și cu afirmațiile și cu interpretările, de fapt ne arată că omul pătimaș, pe lângă faptul că este un om care suferă, care pătimește, și el pătimește și suferă pentru că patima l-a adus într-o stare de pasivitate. Pate, grecescul pate, asta și înseamnă de fapt. Pe lângă patima, el înseamnă și pasivitate. Omul pătimaș este un om pasiv, adică este un om subjugat de patima sa. El nu mai deține controlul, el nu mai are reacție, el nu mai poate să-și folosească voința, pentru că iată, patima l-a adus în această stare de sclavie, de robie, în care patima îl subjugă cu totul. De aceea el este, așa cum ni se spune și despre acest lunatic, un om care pătimește. De fapt, dacă ar fi să fac așa o sinteză, aș spune că omul acesta, lunaticul, de fapt relevă și evidențiază ipostaza omului lumesc. A omului care, iată, în loc să fie orientat cu toate funcțiile sale, atât trupești cât și sufletești, înspre Dumnezeu, el este orientat înspre lume, în jos. Ori starea aceasta este una de pătimire, de patimă, de suferință. Cred că și aici unii sfinți părinți chiar au făcut această corelație între
episodul acesta în care Mântuitorul, iată, coboară de pe muntele Tabor împreună cu cei trei ucenici ai săi, respectiv momentul în care Moise coboară la rândul său de pe muntele Sinai atunci când a primit tablele legii, iar Moise când ajunge la poalele muntelui, acolo unde erau evreii cu corturile, el ce vede? Că confrații săi de fapt și-au făcut un idol, idoli. Ori iată că faptul că Moise a stat 40 de zile pe muntele Sinai, unde a primit tablele legii de la Dumnezeu, iată, în acest răstimp evreii, poporul său, au uitat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel adevărat și și-au făcut un idol. Idolul fiind, de fapt, Dumnezeul fals, pe care, iată, și noi la rândul nostru ni putem confecționa acești idoli falși în viețile noastre, atâta timp cât valorificăm mai mult lucrurile pământești în dauna celor duhovnicești. De aceea cred eu că Hristos, Mântuitorul, se adresează ucenicilor care știm foarte bine nu au reușit să îl vindece pe acel lunatic, spunându-le că aveau prea puțină credință, dar îi numește un neam îndărădnic. Și foarte, foarte interesant, pe lângă faptul că îi numește un neam necredincios, cum am zis, apistos, adică cu puțină credință, îi numește și îndărătnic. Să știți că eu am întâlnit unele traduceri în care în loc de îndărătnic apare termenul sucit. E exact tocmai acel deastrefei, acea răsucire dinspre, iată, lumea aceasta duhovnicească a lui Dumnezeu înspre lume. Ori eu cred că între cele două episoade, între coborârea lui Moise de pe muntele Tabor, respectiv coborârea muntele Sinai, respectiv coborârea lui Iisus de pe muntele Tabor, cred că ilustrează exact această percepție sau această perspectivă potrivit căreia un om care este orientat mai mult înspre lume, iată, el în mod implicit se îndepărtează de Dumnezeu și îndepărtându-se de Dumnezeu, el își asumă ipostaza acestui lunatic care este un om care pătimește, care suferă. Deci ei, practic, amândoi coborând din munte, găsesc o lume căzută, practic. Exact, o lume îndepărtată de Dumnezeu. Îndepărtată de Dumnezeu. Da. De fapt, omul lunatic ilustrează, ca să zic așa, ipostaza omului lumesc, a omului care este foarte alipit de lumea aceasta, a omului care este foarte acaparat de lumea aceasta, de duhul acestei lumi. Ori un om care își face din lume un Dumnezeu, adică un idol, omul, așa cum am spus la început, fiind creat după chipul lui Hristos, el este, noi, fiecare dintre noi suntem chemați prin natura noastră să devenim Hristofor, să devenim la rândul nostru fii al lui Dumnezeu, după har, bineînțeles, nu după natură, însă dacă noi ne risipim, ca să zic așa, această avere care este chipul lui Hristos, icoana lui Dumnezeu care se află în fiecare dintre noi, ori noi atâta timp cât suntem, ca să zic așa, foarte preocupați de lumea aceasta, noi nu facem altceva decât să ne risipim această avere în lucrurile acestei vieți. Și făcând așa, nu vom fi decât niște oameni neîmpliniți, pentru că în fiecare dintre noi, de fapt, există o sete foarte mare, o sete infinită după viața cea adevărată. Ori atâta timp cât noi nu-i dăm sufletului hrana de care el are nevoie, noi vom fi tot timpul neîmpliniți. Pentru că apa acestei lumi, ca să zic așa, să folosesc această metaforă, nu poate ostoi, nu poate împlini setea aceasta noastră după viața cea adevărată. Deci revenind la ce a zis la început, mi s-a părut interesant că a subliniat logica aceasta astronomică dată de faptul că luna nu are lumină prin ea însăși și ea este o reflexie practic a luminii de la soare. Da. Și atunci practic și acesta este un semn
al faptului că omul acesta, lunaticul căzut, practic se află într-o, eu știu, realitate distorsionată duhovnicește vorbind? Da, se poate spune și așa, și într-adevăr așa și este. Pentru că această disfuncționalitate sau această deviere, iată, se reflectă chiar și în natura căzută a lumii, a cosmosului. Eu cred că de altfel nu întâmplător în text ni se spune că demonul îl arunca pe acest lunatic în apă și în foc. Cele două elemente sunt fundamentale din perspectiva credinței noastre. Pentru că noi atunci când vorbim despre foc, vorbim despre focul Duhului Sfânt. Chiar Hristos spune la un dat că eu am venit să arunc foc pe pământ și mi-aș dori să fie aprins chiar acum, pentru că tot timpul există această disjuncție între Duhul lui Hristos, care ne cheamă la o asumare a unei jerfe, respectiv Duhul acestei lumi, care, eu știu, punem foarte mult accentul pe confort, pe comoditate și pe plăcerile pe care lumea aceasta ni le oferă. Apa, la fel, este un element fundamental, după cum știm, în taina botezului. Dar iată cum vedem demonul întoarce funcționalitatea, eu știu, normală, duhovnicească a acestor elemente care țin până la urmă de natura, de cosmosul, de lumea aceasta a lui Dumnezeu. Iată cum le deviază și le distorsionează. Și le distorsionează, exact. Ceea ce mie mi se pare incredibil. Și revenind la cele două coborâri din munte ale lui Moise și Mântuitorului, mă gândesc că această coborâre a Mântuitorului din munte înseamnă mult mai mult, pentru că înseamnă, în primul rând, vindecarea acestui lunatic. Înseamnă vindecare și mă bucur că ați menționat acest aspect, pentru că trebuie să înțelegem foarte bine că mântuirea, în sens creștin, chiar asta înseamnă vindecare. Termenul soteria, revin din nou la limba greacă, termenul soteria, grecescul soteria, care înseamnă mântuire, înseamnă de fapt și sănătate. Pentru că soteria conține un radical sos, cu un accent ascuțit pe O, care în latin a dat sanus, mens sana in corpore sano. Deci iată, mântuirea este de fapt însănătoșirea firii noastre. Noi știm cu toții că ne aflăm într-o condiție care nu este firească. Noi suntem acum într-o condiție nefirească. Noi suntem oameni căzuți, am căzut din acea condiție paradisiacă în care am existat la un moment dat în grădina Edenului, în care, iată, textul din Facere ne spune că ne plimbam în răcoarea serii și vorbeam cu Dumnezeu. Noi am căzut din acea condiție paradisiacă în această lume. Ori căderea asta ne arată că ceea ce trăim noi pe acest pământ de fapt este nefirescul nostru. Cu alte cuvinte, și aici mi-aduc aminte de o afirmație foarte frumoasă a unui remarcabil teolog, părintele Florovski, care spunea, iată, chiar despre scara vorbea, spunând că scara poate fi văzută sau citită ca o invitație la pelerinaj. La pelerinajul nostru din această lume înspre cealaltă lume, care este de fapt casa noastră cea adevărată. Noi, dacă ar fi să ne percepem în mod autentic, așa ar trebui să ne percepem și să ne vedem pe noi înșine, ca niște pelerini, ca niște trecători care trecem sau mergem dintr-o parte în cealaltă. Lumea aceasta văzută ca un pod. Noi trecem de pe o parte a malului pe celălalt. Noi suntem, de fapt, în drum spre adevărata noastră casă. Casa noastră cea adevărată este acolo, în comuniunea cea veșnică cu Dumnezeu, nu aici, pe pământ. Îți adus aminte de un capitol, simbolul podului la Mitropolitul de fericită pomenire Nicolae Corneanu. Da, este o metaforă foarte des folosită și de Sfinții Părinți, dar am întâlnit-o foarte des și la părinți mai aproape de noi.
Mi-aduc aminte de pildă de părintele Emilianos Simonov Petritul, care exact așa definea viața pe acest pământ ca fiind viața asemenea trăirii pe un pod. Și spunea părintele Atonit, care om de pildă ar dori să se instaleze cât mai confortabil și comod pe acel pod, știind că podul, prin definiție, are drept funcție să te treacă de pe o parte pe cealaltă. Nu să-ți zidești casă pe el. Exact, exact. Și încă o casă cât mai Și încă frumoasă o casă cât mai și arătoasă, somptuoasă. da. Da, așa este. Cum zicea Sfântul Apostol Pavel, nu avem aici cetate stătătoare. Așa este, așa este. Sau creștinii din primele două secole, știm foarte bine acel text extrem de frumos, Epistola către Diognet, din secolul 2, din secolul 2, în care autorul anonim al acestei epistole spune foarte frumos că creștinii, deși trăiesc în lume, ei nu trăiesc după lume, deși trăiesc în trup, ei nu trăiesc după trup. Iată că creștinii de odinioară, creștinii primari, aveau această conștiință foarte bine, ca să zic așa, înrădăcinată în mintea lor, cum că viața pe acest pământ este de fapt un pelerinaj, o trecere. Da, și iată, vă propun acum să trecem de la simbolul podului la simbolul scării și să ne vorbiți puțin despre Sfântul Ioan Scăraru sau Sinaitul și respectiv despre scara pe care ne-a lăsat-o și iată și este pomenită în duminica de astăzi. Sfântul Ioan Scăraru, știm foarte bine, este un colos al spiritualității răsăritene și cu toate acestea cunoaștem foarte puține, avem foarte puține informații despre viața lui. Există o viață, un text de mici dimensiuni scris de un anume Daniil de la mănăstirea Rait, în care ni se precizează că nu se cunoaște locul de obârșe de origine al nașterii Sfântului Ioan Scăraru. Se precizează acolo că la vârsta de 16 ani vine în muntele Sinai, unde se pune sub ascultarea unui bătrân pe nume Martirie, care la vârsta de 20 de ani îl tunde în monahism, iar la vârsta de 35 de ani, tot din acest text, aflăm că Sfântul Ioan Scăraru se retrage undeva în apropiere de mănăstirea din Sinai, într-un loc numit Tola, unde va trăi o viață duhovnicească extrem de intensă și radicală, iar la vârsta de 60 de ani este numit egumen al acestei mănăstiri, iar undeva spre sfârșitul vieții, Sfântul Ioan Scăraru a trăit în jur de 70 de ani, spre sfârșitul vieții, egumenul mănăstirii Rait, aflată la câteva mile, la 6 mile mai exact de mănăstirea din Sinai, îl roagă pe Sfântul Ioan Scăraru să elaboreze un manual de viață duhovnicească, astfel încât monahii din mănăstirea acestui egumen să se folosească de acest manual. Și în aceste condiții, Sfântul Ioan Scăraru, de fapt, elaborează, redactează acest text în care el, de fapt, ce face? Își transpune toată experiența lui duhovnicească pe care, iată, a obținut-o din această viața ascetică foarte, foarte îndelungată pe care a trăit-o atât în mănăstirea Sinai cât și lângă. Un text elaborează acest manual sub forma unei scări alcătuită din 30 de trepte. E foarte interesant și acest număr, pentru că cu toții știm că Mântuitorul la vârsta de 30 de ani a ieșit să își propovăduiască mesajul, cuvântul Evangheliei, vârstă pe care, iată, Sfinții Părinți o consideră ca fiind vârsta maturității duhovnicești. Vârsta coacerii duhovnicești este vârsta la care, iată,
omul este chemat să vorbească despre ceva ce a trăit el însuși. Ori nu întâmplător spun Sfinții Părinți, Sfântul Ioan Scărarul la fel a elaborat această scară sub forma celor 30 de trepte care arată acest urcuș treaptă cu treaptă înspre dobândirea acestei maturități duhovnicești pe care o putem înțelege foarte bine dacă ne referim la versetul din Efeseni, capitolul 4, versetul 13, în care Sfântul Apostol Pavel ne spune că fiecare dintre noi, de fapt, suntem chemați să dobândim starea bărbatului desăvârșit, măsura deplinătății lui Hristos. Știm foarte bine și aici, iată, îl invoc din nou pe Moise, inițial scara, acest text a fost numit table duhovnicești, pentru că Sfântul Ioan Scărarul, cum a trăit foarte mulți ani pe muntele Sinai, s-a considerat a fi și a fost perceput și văzut drept un nou Moise, da, iată, la rândul lui vine și scrie aceste table duhovnicești, însă titlul care s-a impus în tradiția răsăritiană a rămas totuși cel de scară, pentru că el de fapt evocă cel mai bine viața duhovnicească înțeleasă drept urcuș al nostru înspre Dumnezeu. Dacă ar fi să dezvolt puțin acest text, m-aș referi pe scurt la structura lui, care este formată din, ca să zic așa, trei părți majore. Avem prima parte în care Sfântul Ioan Scăraru vorbește despre primele trei trepte de fapt vorbesc despre lepădarea de lume, despre ruptura omului de lume, despre înstrăinare. E foarte important și eu cred că ar trebui să accentuăm acest lucru, pentru că scara, deși este scrisă de un monah pentru alți monahi, eu cred că fiecare dintre noi, chiar și cei care trăim în lume, putem asuma, bineînțeles, la măsura noastră, a fiecăruia dintre noi, câte ceva din ceea ce găsim în scară. De pildă, iată, înstrăinarea, ruptura de lume. Ruptura aceasta de lume nu trebuie să o înțelegem numai în sens fizic. Ca pe o fugă, ca efectiv. Pe o fugă. Așa cum s-a înstrăinat sau cum s-a rupt monahul de lume în sens fizic. A părăsit lumea în sens fizic și s-a dus la mănăstire. Eu cred că înstrăinarea aceasta o putem practica fiecare dintre noi. Fiecare ne putem autodefini și ne putem construi viețile pe acest pământ astfel încât să fim niște străini, de fapt, niște călători, cum am spus adineauri. Pentru că undeva în treapta a treia, acolo unde Sfântul Ioan Scăraru vorbește despre înstrăinare, el spune de fapt că străinul este cel ce șade între cei de limbi străine, este cel care vorbește o altă limbă între cei care vorbesc o limbă străină. Un om lumesc, ca să fiu mai explicit, vorbește de pildă o altă limbă decât un om duhovnicesc. Un om lumesc valorizează altceva decât, eu știu, valorile pe care le urmărește în viața sau un om duhovnicesc. Deci iată, avem două categorii de oameni care vorbesc două limbi străine. De pildă, un om duhovnicesc, ca să fiu și mai concret, un om lumesc, nu poate să înțeleagă acum, pentru că toți suntem în postul Paștelui, de ce să postești. Când iată lumea poate să-ți ofere atâtea bunătăți, atâtea delicatețe. Inclusiv un târg de Paști și exact. Altul de Crăciun, care totdeauna se deschide în posturi, exact. Și funcționează în posturi. Exact. Sunt două logice aici care practic se află în disjuncție exclusivă. De fapt, Hristos ne spune că nu putem fi și cu lumea și cu Dumnezeu, și cu mamona și cu Dumnezeu. Deci suntem chemați la această alegere, pentru că
alegând lumea, Duhul acestei lumi, valorile acestei lumi, noi de fapt îl excludem pe Dumnezeu și invers, alegându-L pe Dumnezeu, în mod implicit respingem lumea. Acum revenind la scara, în primele trei trepte, cum spuneam, Sfântul Ioan Scăraru vorbește despre această ruptură, despre această înstrăinare de lume. Repet, trebuie să avem în vedere înstrăinarea sau semnificația duhovnicească a înstrăinării, nu atât cea fizică. Pe urmă, în treptele 4-26, de fapt, Sfântul Ioan Scăraru evidențiază toată această luptă a omului cu propriile sale patimi. Este așa numita viață activă sau practică, în care omul se luptă atât cu patimile trupești, cât și cu cele sufletești. Nu știu dacă avem timp, dar acolo, la un dat, cred că dacă nu mă înșel, începând cu treapta 14, Sfântul Ioan Scăraru chiar evidențiază felul în care omul începe să se lupte mai întâi cu patimile acestea legate de trup, cum ar fi de pildă lăcomia pântecelui, cred că acolo în treapta 14 vorbește despre această lăcomie a pântecelui, și zice el, dacă noi nu reușim să ținem sub control această patimă care ține de dorința de a te îmbuiba, aproape în mod inevitabil, zice Sfântul Ioan Scăraru, urmează să te confrunți cu o altă patimă legată de trup, și anume cea a desfrânării. Pe urmă zice el, dacă nici pe asta nu o poți controla, iată, vei ajunge să te confrunți cu patima iubirii de arginți, pentru că omul care are și patima lăcomiei pântecelui și patima desfrânării are nevoie de bani ca să și le întrețină, și așa mai departe. Cu alte cuvinte, el relevă acolo o legătură indisolubilă între aceste patime. Există o cauzalitate, de fapt. Ele sunt ca un lanț format din mai multe verigi, în care prima verigă determină apariția celei de-a doua. Ca un domino, practic. Exact. Și atunci e foarte important să încep lupta de acolo, de jos, de la patimile acestea care țin de trup, pentru că numai așa vei ajunge să le controlezi și pe cele mai subtile, care țin de suflet. Iar a treia parte majoră a scării este alcătuită, formată din treptele 27-30, în care Sfântul Ioan Scăraru vorbește despre această viață contemplativă, despre această unire a omului cu teosis. Dumnezeu, acel teosis, acea îndumnezeire, în care în vârful scării, pe treapta 30, el așează virtutea dragostei. Dacă ar fi să rezum așa într-o propoziție scara, aș spune că ea evidențiază de fapt această corelație între aschesis și teosis. Asceza sau nevoința ca o condiție sine qua non a creșterii noastre duhovnicești. Fără nevoință, niciun om nu se poate împlini. Nu poate să dobândească această stare de înduhovnicire, de îndumnezeire, cum a spus, acel teosis. Aș mai spune cu privire la Sfântul Ioan Scăraru, pentru că mi se pare foarte, foarte important. Tot timpul el accentuează latura aceasta a luptei cu patimile. Tot timpul pune accent pe viața duhovnicească. El spune la un dat, și îmi place foarte mult acest cuvânt, în care el spune că Dumnezeu nu ne va judeca că nu am făcut minuni sau că nu am prorocit, în schimb vom fi judecați pentru că nu ne-am plâns păcatele în această viață. Ori în acest context, cred că e foarte important să înțelegem ce este de fapt păcatul și ce este de fapt pocăință. Pentru că păcatul înțeles la un nivel foarte profund, și aici dați-mi voie să revin din nou la limba greacă, avem termenul grecesc hamartia,
care înseamnă păcat, dar înseamnă și ratarea unei ținte. A păcătui, de fapt, înseamnă a rata o țintă, a eșua în ceea ce fiecare dintre noi a eșua în acest proiect pe care Dumnezeu l-a avut în vedere atunci când ne-a creat, și anume să devenim Hristofor sau să devenim fii al lui Dumnezeu. Ori dacă noi eșuăm în această direcție, dacă ratăm acest deziderat, înseamnă că am ratat această țintă. Păcatul, da, înseamnă și această încălcare a unei legi morale, nu? Când minți, când furi și așa mai departe. Dar acesta este cumva aspectul de suprafață exterior al păcatului. Păcatul înțeles în adâncime, de fapt, înseamnă a ne rata ca oameni. Noi, ca oameni, suntem destinați să devenim ca Hristos. Nu întâmplător cunoaștem acele afirmații foarte, foarte îndrăznețe, foarte mari ale Sfântului Atanasie, de pildă, care spune: Dumnezeu Hristos a făcut om pentru ca noi să devenim Dumnezei. Sfântul Vasile cel Mare spune la un dat că noi am primit, omul a primit poruncă să se facă Dumnezeu și așa mai departe. Ori păcatul înseamnă a eșua în această direcție. În loc să devenim Dumnezei, iată, devenim oameni foarte pământești, oameni foarte trupești, oameni foarte legați de lumea aceasta. Ori asta înseamnă păcatul. Iar pocăința, și aici cred că iarăși e foarte important să revenim la termenul grecesc metanoia, care înseamnă de fapt răsucirea minții. Răsucirea minții dinspre lume, înspre Dumnezeu. Iată, dacă acel lunatic din Evanghelia de astăzi era răsucit dinspre Dumnezeu, înspre lume, omul care se pocăiește, omul care vrea să devină și el un fiu al lui Dumnezeu, ar trebui să-și răsucească mintea dinspre lucrurile acestei vieți, înspre Dumnezeu. Și cel ce a pășit pe această treaptă, de fapt pe toate treptele scării, să nu se uite înapoi ca femeia lui Lot, ci să urmeze acestuia însuși, Așa este. ne îndeamnă Sfântul Ioan Scăraru. Așa Îmi pare este. bine că ne-ați povestit câte ceva despre semnificațiile duhovnicești ale acestei scări, această carte deosebită de spiritualitate, și îmi pare bine că la început, încă înainte să ne spuneți câte ceva despre conținutul și despre cele trei etape ale scării, practic, ne-ați subliniat un lucru. Eu urma chiar să vă întreb despre aceasta. Ne-ați subliniat un lucru important, și anume faptul că, deși lucrarea aceasta, antologia aceasta, nu știu cum să o numesc, a fost scrisă de un călugăr pentru călugări, nu există afirmația potrivit căreia mirenii sau cei care locuiesc în lume n-au nicio dobândă după această carte sau n-au niciun folos duhovnicesc. Nu, e foarte clar că nu numai cu scara, în general, cu scrierile ascetice ar trebui să ne folosim și noi de ele, pentru că până la urmă cu toții suntem chemați la a ne sfinți, la a ne înduhovnici. Și ori aceste lucrări sunt extrem de vii. Aceste texte au o forță duhovnicească foarte mare, pentru că ele sunt produse de niște oameni care s-au sfințit. Ori e foarte important să, eu știu, să parcurgem și să citim aceste texte, pentru că din ele emană viață. Viață care ne ajută și pe noi să trăim mai autentic. Și mai ales o practică, ele nu sunt doar o teorie Exact. adunată dintr-o parte sau alta, Exact. ci sunt efectiv o practică. Exact. Sunt foarte vii, sunt texte foarte vii. Ori e foarte important să fii în contact cu asemenea texte vii, pentru că nu există o ruptură între
viața unui om și ceea ce produce el, fie că vorbește, fie că scrie. Acolo, în scara, în textul acestui remarcabil text al spiritualității ascetice răsăritene, e transpusă toată viața duhovnicească a Sfântului Ioan Scăral. Și lucrul acesta se simte când parcurgi textul. De pildă, când el spune la un dat că așa cum e cu neputință ca un ochi să privească spre cer, iar celălalt spre pământ, la fel zice el, este cu neputință ca un suflet să nu fie primejduit atâta timp cât el este lipit de lucrurile acestei vieți. Sau tot el zice iarăși foarte frumos că nu ne putem apropia de Dumnezeu dacă nu ne îndepărtăm de lume. Dar tot el zice că nu numesc îndepărtarea de lume ieșirea din ea, ci abandonarea lucrurilor acestei lumi. Abandonarea omului vechi. Exact, exact. Sunt texte care, iată, au o încărcătură duhovnicească foarte mare și citindu-le te ajută și ne ajută pe fiecare dintre noi să ne mai dezlipim un pic de lumea aceasta. Pentru că lumea aceasta, cum am spus, nu este casa noastră. E foarte important să dobândim această conștiință a faptului că lumea aceasta nu este casa noastră și că noi ne aflăm aici pe pământ într-o trecere, pe un pod. Și că nimeni nu-și construiește casă cu atât mai mult una somptoasă pe un pod. Exact, exact. Părinte, domnule profesor, ne apropiem de finalul emisiunii și așa rămăsese dintr-un început, ca în partea de final, partea a treia, să ne spuneți câte ceva despre preocupările dumneavoastră în cadrul Facultății de Teologie din Timișoara, despre faptul că sunteți îndrumători de doctorat, aveți și doctoranți, poate ne spuneți anumite teme pe care le abordează ei. Da, eu predau aici la Timișoara cursuri de spiritualitate ortodoxă, de asemenea mai am și un opțional de elemente de spiritualitate siriacă și palestiniană, de asemenea un curs de istoria filozofiei antice creștine, cursuri în care accentuez tot timpul această dimensiune duhovnicească a teologiei, pentru că mie mi se pare că astăzi teologia tinde să devină din ce în ce mai mult o simplă disciplină academică, scolastică. Ori eu cred că trebuie să nu uităm până la urmă, mai ales în zona aceasta mea a spiritualității ortodoxe, că aceste texte au fost produse de fapt de niște oameni care s-au rugat, de niște oameni care au postit, care s-au nevoit și așa mai departe. Ori mie mi se pare că nu trebuie să uităm niciodată această dimensiune vie duhovnicească a teologiei și în cadrul cursurilor accentuez tot timpul această dimensiune. În ceea ce privește activitatea de coordonare a doctoranzilor, la fel insist pe această teologie vie. Îmi place să stabilesc împreună cu doctoranzii anumite teme și subiecte care au de fapt de a face cu însăși viețile pe care le trăim noi astăzi. Și iată aici, de pildă, amintesc pe un doctorand care are drept temă îndumnezeirea la Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar în legătură cu ceea ce se întâmplă astăzi, cu această ideologie a transumanismului, care de fapt, dacă e să o înțelegem în profunzime, tot asta urmărește de fapt. Transumanismul asta urmărește, înveșnicirea omului aici pe pământ. Așa cum am spus adineauri, există în fiecare dintre noi o sete foarte mare după viață, după viața veșnică. Însă un om care este rupt de Dumnezeu, el încearcă să obțină această veșnicie cu forțele lui, prin știință. Ori mi s-a părut foarte interesant să pună doctorandul respectiv în contrast, ca să zic așa, cei doi versanți ai felului în care un om poate să dobândească viața veșnică. Pe de o parte
tema aceasta a îndumnezeirii la Sfântul Maxim Mărturisitorul, deci iată avem o perspectivă patristică, respectiv cel al versant al lumii, în care ideologia asta a transumanismului, care este la modă și cred că va deveni din ce în ce mai, cum să zic, mai acaparatoare, mai omniprezentă în viețile noastre. Mi s-a părut foarte interesant să dezvolte acest contrast în teza lui de doctorat. De asemenea, am două teme în care tot așa se merge pe o interdisciplinaritate, în care, eu știu, sunt abordate anumite teme de spiritualitate ortodoxă, dar tot așa puse în legătură și corelate cu, eu știu, încercările, bolile cu care omul de azi se confruntă, și aici am două teze care urmăresc exact această patologie a omului căzut, a omului pătimaș, dar patologie care, iată, se regăsește și în zona științifică a medicinei, și aici cei doi doctoranți au în vedere bolile acestea legate de psihicul omului și nu atât de cele foarte grele, cum ar fi schizofrenia sau paranoia, care a mers spre psihiatrie, practic. Da, dar o teză urmărește, de pildă, această corelație, de pildă, între achedia, o veche patimă monahală, respectiv depresia de astăzi. Dacă nu mă înșel, depresia astăzi, am citit o statistică la un dat, se află pe locul 3 în lume ca boală cauzatoare de moarte. Deci după bolile de inimă, cardiace și cancerul, depresia e pe locul 3. Ori, repet, mi se pare foarte interesant astăzi să producem teze de doctorat care să aibă un impact și cumva să fie conectate la dinamica lumii de azi. Pentru că noi, omul de azi, se confruntă, iată, cu anumite probleme, cu anumite ideologii care acum 100 de ani, 200 de ani nu existau. Și insist tot timpul pe această legătură între, eu știu, temele vechi de teologie patristică sau de spiritualitate, respectiv de temele abordate dintr-o perspectivă nouă. Exact, exact. Da. Să știți că nu întâmplător v-am numit părinte profesor, pentru că ați vorbit foarte frumos și duhovnicește, chiar mai duhovnicește decât unii părinți. Mulțumim că ați venit în această seară să fim împreună. Mulțumim pentru tot ce ne-ați împărtășit din Sfânta Scriptură, din scara Sfântului Ioan Scăraru și din preocupările dumneavoastră și ale doctoranților, preocupări, ca să folosim o formulă mai veche, cărturărești. Mulțumim pentru participare și vă mai așteptăm totdeauna cu drag. Mulțumesc și eu pentru invitație și în continuare un post cu mult folos duhovnicesc. Să dea Dumnezeu la toată lumea. Dragii noștri, să aveți o săptămână binecuvântată. Vă dăm întâlnire în duminica a 5-a a Sfântului și Marelui Post, adică duminica viitoare. Doamne ajută și numai bine! Doamne ajută!